Mi-a luat o tortă dulce. Și asta e o pepită de 68 de kilograme de aur. O vine și noi dat un om afară, păzesc că închid mai devreme. În turnul seala. Vrem noi să ne urcăm mâine. Și am mai luat și două pârjoale. Ne-am trezit. Am luat micul dejun la hotel. Ceasul e vreo aproape 10. Mergem acum la metrou, luăm metrou ca să mergem la Schönbrunn. La Schönbrunn, primul punct de vizitat pe astăzi. Și da, începe a doua noastră zi aici în Viena. Vremea e înourat, o plouat azi noapte. Și cam atât. Ne vedem la Schönbrunn. Și am intrat acum în palatul, cum se cheamă palatul? Schönbrunn. Schönbrunn. Tipul care ne-a dat biletii, nu tipul care ne-a dat biletii, tipul care ne-a luat bagajul, că n-ai voie cu bagajul înăuntru, era român. Și când mă întreba eu singur pe mine, oare am voie să vizitez, mi-a răspuns el, nu. Oare am voie să fac poze, mi-a răspuns el, nu. Nu aveți voie să faceți poze înăuntru. Deci nu cred că o să vizitez mai lucru. O să încerc să mai filmez pe ascuns. A, ba nu. Uite, văd semnul că n-ai voie să faci poze, deci nu se va recomanda palatul înăuntru. Am ieșit acum din palat, Schönbrunn, n-am filmat nimic înăuntru, fiindcă am vizitat 40 de camere total, super frumos înăuntru, dar n-am avut cum să filmez, că tot erau oameni la personal care se plimbau pe acolo și dacă te filmau te dădeau afară, așa că n-am riscat, dar mergem acum în grădină și în grădină o să filmez, ca să, na, și grădina pare frumoasă. Și am ajuns în grădina palatului ăsta, care se întinde pe o suprafață de 250.000 de metri pătrați. Nu știu cum înseamnă, dar oricum e gigantică, că e și aveau și teren de vânătoare, Habsburgi. Era părțeanii să iei Habsburgilor. Și trebuie să mergem acolo, sus în deal, să vedem cum se vede. Că, na, pare foarte frumos aici. Și am intrat și în târgul de Crăciun de la Schönbrunn Castle de aici. Miroase foarte bine, să vedem, poate o să mâncăm ceva, deși am căfăr când am cu dejun. Nu neapărat să mâncăm ceva, poate gustăm ceva, poate bem ceva. Și apoi o să plecăm la Muzeul de Arte Naturale sau ceva genul, Științele Naturii, ceva genul. Mi-a luat o tortă dulce. Vreau neapărat să mâncesc ceva, chiar dacă nu-i oricum. Are și dulceață deasupra. E bună, e euro. Și am oprit aici la un cocobănuță să mai luăm un felii de pâine cu diferite chestii, bine niște felii de pâine mari. Și am oprit să ne luăm și noi ceva, acolo îți punem și sup în pâine. Și eu cu Laura ne-am luat câte una din astea, cu ham, cheese, nu știu și ceapă verde, cred.
care le bag acolo la cuptor și a noastră e gata cam în 2 minute să mâncăm și noi câte una de asta. A, poți să 6,50 euro. Eu și tăie, după ce ne-am luat, și o să fac desigur un video și când îmi duc stand din el. Facem video cu... cum și mâncăm din asta, nu? Că așa e normal. E bună? Da. La frunze. Am mai ajuns la muzeul istoriei naturale. Și așa un trip de piaciun de sigur, deja e al treilea pe care îl vedem. Na, dar ne fi noapte, nu se văd luminițele, dar ai trebuit așa la curva în acest zi. Muzeul cred că e asta din dreapta. Un lucru e sigur, le plăseau mult statuile și chestiile grandioase, că clădirile arată așa impunători. Statui, sculpturi mari, cu geamuri mari, arată foarte frumos. Am intrat în Muzeul de Istorie Naturală, care arată super tare, acolo se vede al doilea etaj, sus. Dar întâi mergem până la baie și apoi ne apucăm de vizitat. Și am intrat într-o sală, un Prehistorical Gold se cheamă, cu artefacte din aur din preistorie, așa în muzeul ăsta, și uite, am găsit aici niște chestii. Astea sunt găsite în România, mă întreb ce ori căuta aici. Romanian. Da, deci chestiile astea. A, uite, ăsta e de la daci. Știți dragonul ăla, sau cum zice, dragonul cu două capete. E de la daci chestia asta. Și tălângile astea făcăți tot de la noi. Lanțurile astea groase. Când 1000, uite. Tot Romanian. Ăștia ne-au furat aură. Deci din sala asta cu aurul preistoric, jumate din România, da. Și am luat o hartă de aici, de la chioșcul ăla, unde scrie că ți-o dă gratis, fix așa scrie în română, gratis. O hartă pe unde să o luăm și începem cu astea, cu de la unui minerale și deja avem primele exponate minerale. Ăsta MOV, cum se cheamă MOV? Andesit, parcă se cheamă, nu? Ametist e MOV. Ia uite ce frumos e. Deci n-am idei, iauri, ce înseamnă? Că nu merge cu Google Translate-ul când am semnal. Ce înseamnă Gold Lumpen? Oare iaurul proștilor?
Nu cred eu că au aici o ciotărcă de 36 de kg de aur aici. Asta are 36. Și asta are, că e mai mare, 68. Nu cred că țin eu ciotărcă de asta de 68 de kg de aur aici. Dar nu știu stradul, că nu o să am semnal, o să caut ce înseamnă. Gold e gold, ca întâi limbile, dar chiar cam pe în așa, nu știu ce mai înseamnă. Deci am căutat acum pe Google și clumpen, așa înseamnă pepită. Deci asta e o pepită de 68 de kg de aur. What the fuck? 68 de kg și asta are 30 ceva de kg. 36 de kg. Pepită de 36 de kg de aur. Și am ajuns la niște pietre ultra fosforescente, care avem aici un buton și o să vedem cum fac ele la, la luminile UV. Wow, și interesant. Și aici avem mai mulți meteoriți căzuți din spațiu. Asta e cea mai mare, căzut în Ucraina în 1866. Și începem să ne... Să ne apropiem de camera cu dinozauri. Și ăștia sunt niște Tyrannosaurus Rex. Și după ce am vizitat, e supărat acum, după ce am vizitat doar un sfert de muzeu, o vine și ne-a dat un om afară că o zis că închid mai devreme, într-un sfert de oră. Păi bun, dar deci nu spui când cumpăr biletul că vrei să închizi mai devreme, ca să nu mai dau 20 de euro pe bilet și după ce mă plimb numai jumătate de oră pe acolo să mă dai afară. Da, nu-i normal, chiar bilă mare, neagră, că o vine odată afară pur și simplu că închid. Păi deci nu ne-ai zis că n-am intrat, că urmează să închizi, că nu mai intram. În fin, supărat acum. Că am văzut un astfel de muzeu, n-am văzut că ce era acolo. Și, na, totul s-o leacă supărat, cum o dat afară de muzeu, fără să mă anunță, sau când am intrat, nu știu încă, și am intrat la târgu de Crăciun de aici, din fața muzeului, ca să mă mai înveselesc. Sper să mă mai înveselesc. Și să vedem dacă mai vizităm ceva, sau dacă mai mergem în vreun loc azi. Am decis să mergem la Stephanplatz, fiindcă prin este cum putem să ne urcăm nu știu, în clopotniță să vedem orașul de sus. Am ajuns aici și o să vedem dacă chiar se poate. Aici e catedrala San Stefan. Da, foarte frumos. Un alt târg de Crăciun aici și o grămadă de oameni. Și am ajuns și am vrut să intrăm să stăm San Stefan aici în spate. Doar că mi-a spus la intrare că biserica e deja plină și că e slujba acum. Și putem să venim mâini să o vizităm și mâini slujbii, nu?
și mâine slujbi, dar dacă venim la anul și intervalii orarii, avem șanse să o vizităm înăuntru și să ne urcăm în turn, nu se vede turn, este un turn foarte mare, ne putem urca și să vedem de sus. Și acolo, în turnul seala, vrem noi să ne urcăm mâine și sperăm să și reușim. Frumoasă catedrala asta oricum. Și am oprit să bem un cappuccino și o ciocolată caldă până se întunică un pic, ca să vedem un pic ștergosa de Crăciun prin întuneric și apoi cred că o să ne retragem la hotel. După ce am stat acolo și am băut o cafea și o ciocolată caldă, era, ne-am ridicat că am spus să ne plimbăm pe târgul de Crăciun de acolo. Și surpriză, o închei. Cât am stat noi jos o leacă, o închei târgul de Crăciun. Și acum mergem la celălalt târg de Crăciun, de la Rat House, în care am fost ieri. Să vedem dacă acolo e deschis, adică așa sperăm, bine scrie că e deschis până la 7. Am găsit o parte din târguri închisă, că bine scrie că o parte se închide pe 23, azi în câte? În 24 și o parte se închide pe 26, adică mâine. Mâine se închid toate târgurile. Poimâine sunt toate târgurile de Crăciun care mai sunt aici. Și acum mergem acolo la Rat House, fiindcă vreau să mănânc. Și am văzut că mai au ihodo și chestii de astea de alilor și vreau să mai mănânc un pic de acolo, de pe stradă. Și după ce mai mănânc un pic, o să ne întoarcem la hotel. Pe acolo, nu? Da, pe acolo. Sau pe acolo, da. Și mai vedem un pic și la târgul de Crăciun de la Rat House și cam asta cred că o să fie și pe azi. Și am ajuns la târgul ăsta de Crăciun, care încă nu a închis. Chiar dacă nu este foame, tot o să mai iau ceva de mâncare. Deci, na. Când o să găsesc ceva și o să iau ceva din care o să filmez. Și ne-am luat amândoi mâncare tradiționale vieneze. Hodogi, când mă hodogeau ăștia aici. Cartofel. Ai zis că e bun, un pic sărat? Mergi să ajutăm undeva să te de mâncat? Și ne auzim. Și am mai luat și două prăjoale cu crem și ciac din cartofi, facem niște prăjoale din cartofi aici. Una e cu usturoi și una e cu cheese și mergem să mâncăm undeva. Și am terminat de mâncat aici pe bancă. Ne-am urdărit pe geaca amândoi, desigur. Și gata, acum mergem spre hotel, poate găsim vreun magazin deschis să ne luăm și niște apă. Și cu asta închem și a doua zi aici în Viena. Mai avem mâine o zi și apoi mâine plecăm. Planul pe mâine o să-l auziți mâine dimineață, ca să-l facem în seara asta, când avem un plan. Sunt doar că vreau să vedem și Belvedere, dar mâine o să fim mai siguri. Belvedere și mai ce o să vedem. Și turnul ăla înalt, da, să vedem de sus. Am mâncat bine. Pa, pa!